Când scriitorii și scenariștii încearcă să sublinieze ceva scandalos din viața lui Isus Hristos, se concentrează asupra unei femei, Maria din Magdal. A fost Maria Magdalena o prostituată? A fost Maria Magdalena soția lui Isus? Teologii au încercat în mod conștient să minimalizeze rolul ei ca discipol influent al lui Isus, ea a fost identificată ca femeia păcătoasă din Luca 7, pe care Iisus o iartă în timp ce îi unge picioarele, precum și ca femeia prinsă în adulter pe care Iisus o salvează de la lapidare. În secolul al VI-lea, Papa Grigore a predicat despre ea ca fiind un model de pocăință. Doar Biserica Occidentală a spus că Maria Magdalena a fost o prostituată, Biserica Orientală a onorat-o întotdeauna ca un apostol, notând-o ca apostolul apostolilor pe baza relatării din Evanghelia lui Ioan, unde Isus o strigă pe nume, spunându-i să dea vestea învierii sale celorlalți discipoli. Rolul ei continuu în Biserica Timpurie este subiect de speculație, dar ea primește într-adevăr mai mult respect în cercurile teologice, nu pentru că poate a fost Maria Magdalena soția lui Isus sau o prostituată, și pentru că a fost un discipol credincios al învățătorului ei. Când Dan Brown și Martin Scorsese caută o amantă sau o soție pentru Isus, amândoi o aleg pe Maria Magdalena. Nu este surprinzător. Maria Magdalena a fost recunoscută ca una dintre femeile mai atrăgătoare din Noul Testament. Majoritatea oamenilor se gândesc la ea ca la o prostituată care s-a pocăit după întâlnirea cu Isus. În pictura artistului britanic contemporan Chris Golan, a Mariei Magdalena înainte de pocăință, ea apare ca o femeie fatală, sfidătoare, cu bijuterii și machiaj. Cu toate acestea, Noul Testament nu spune așa ceva. Mai degrabă, în trei din cele patru evanghelii canonice, Maria Magdalena este menționată doar în legătură cu moartea și învierea lui Isus. Ea este martor la crucificarea lui și la înmormântare. Ea este prima care ajunge la mormântul gol și ea este prima care îl mărturisește pe Iisus Hristos înviat. Doar Evanghelia lui Luca face legătura dintre Maria Magdalena și viața de zi cu zi al lui Isus. Acolo, Maria este descrisă ca cineva care l-a urmat pe Isus pe măsură ce mergea din sat în sat, propovăduind împărăția lui Dumnezeu. Și cei 12 erau cu el și de asemenea niște femei care fusese vindecate de duhuri rele și infirmități. Maria, numită Magdalena, din care șapte demoni plecaseră: Ioana, soția lui Șuza, administratorul lui Rod, și Suzana, și mulți alții care aveau grijă de ei. Luca 8.1.3 Epitetul Magdalena, folosit în toate Evangheliile, indică faptul că Maria provenea din orașul comercial Magdala, de pe lângă malul vestic al Mării Galilei. Ea trebuie să fi fost o femeie importantă, dacă relatarea lui Luca poate fi considerată de încredere, deoarece ea a ajutat la asigurarea sprijinului material pentru Isus și cei 12 apostoli. Ea a experimentat de asemenea puterea vindecătoare a lui Isus, beneficiind de o exorcizare. Totuși, trebuie menționat că autorul Evangheliei lui Luca are tendința de a diminua rolul Mariei Magdalena în comparație cu tratamentul ei în celelalte trei Evanghelii canonice. De exemplu, Luca este singurul dintre Evangheliile canonice care afirmă că Domnul înviat a apărut exclusiv lui Petru. În consecință, referința sa la cei șapte demoni poate fi tendențioasă. Dar cum a devenit Maria Magdalena o prostituată pocăită în legenda creștină? Cercetarea a oferit răspunsul la această întrebare. A fost o încercare conștientă din partea interpreților ulteriori ai evangeliilor de a-i diminua rolul. Au făcut acest lucru identificând-o cu alte femei menționate în evanghelii, cel mai notabil cu femeia păcătoasă necunoscută care îi unge picioarele lui Isus. Această contopire de texte a fost sancționat în secolul al VI-lea de Papa Grigore cel Mare într-o predică celebră în care o prezintă pe Maria ca un model de pocăință. Cei șapte demoni pe care Iisus i-a scos din Maria erau potrivit lui Grigore cele șapte păcate capitale care includ lăcomia. Când Maria s-a aruncat la picioarele lui Isus, ea a transformat păcatele ei în virtuți pentru a-i servi lui Dumnezeu prin pocăință. Interesant este că legenda Mariei ca prostituată pocăită se găsește doar în biserica occidentală. În biserica orientală, ea este onorată pentru ceea ce a fost o martoră a învierii. Grigore al Antiohiei, în una dintre predici îl amintește pe Isus spunând femeilor de la mormânt, vestiți discipolilor mei misterele pe care le-ați văzut, deveniți primul învățător al învățătorilor, pentru care m-a negat, trebuie să învețe că pot alege și femei ca apostoli. Rolul istoric al Mariei Magdalena ca apostol este clar legat de experiența pe care a avut-o, văzându-l prima pe Isus înviat. După cum este menționat în Evanghelia lui Ioan, Maria Magdalena mergea singură la mormânt, unde este prima care îl vede pe Isus înviat. El îi spune să le spună fraților săi că se înalță la Dumnezeu Tatăl. Ea apoi merge la discipoli și le spune ce a văzut și a auzit. Mai târziu, în aceea zi, Isus le apare și discipolilor. Astfel, el personal confirmă mesajul pe care Maria îl adusese lor, în contrast cu imaginea Mariei din Luca. În Ioan ea apare ca un apostol al apostolilor. Rolul pozitiv jucat de Maria Magdalena în Evanghelia lui Ioan a fost considerabil îmbunătățit în cercurile creștine care i-au onorat memoria. Evanghelia Mariei este produsul unei astfel de comunități creștine timpurii. Maria Magdalena este proeminentă printre discipolii lui Isus. Ea există ca un personaj, ca o amintire într-o lume a limbajului și a ideologiei patriarhale. Ea vorbește îndrăzneț, ea are un rol de conducere față de discipolii bărbați, ea este o vizionară, este lăudată pentru înțelegerea ei superioară. Este identificată ca apropiată a lui Isus, este în conflict deschis cu unul sau mai mulți dintre discipolii bărbați și este apărată de Isus. Toate aceste caracteristici sunt proeminente în Evanghelia Mariei Magdalena, deși multe dintre acestea se găsesc și în alte texte necanonice. Dar este Maria Magdalena un lider al Bisericii Timpurii? Poate. Un savant a sugerat că Maria poate fi menționată, împreună cu câteva alte femei, cărora Pavel le trimite salutări în romani. 16.6, unde scrie Salutați-o pe Maria, care a lucrat foarte mult printre voi. Nu avem motive să suspectăm că Maria Magdalena a fost o prostituată, amanta sau soția lui Isus Hristos și dacă a fost apostolul apostolilor, dovezile despre rolul ei au fost ascunse cu succes. Ca urmare a lucrărilor recente ale unor cercetători, Rolul apostolic al Mariei Magdalena în creștinismul timpuriu primește o nouă șansă. În concluzie, ea are mai multe șanse să fie apostol decât soția lui Iisus Hristos.